Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Ellen Watts și Înțelepciunea Nesiguranței. Campanie online inițiată de editura Herald. Găsiți toate detaliile, toate informațiile pe site-ul editurii și de asemenea pe pagina oficială de Facebook a editurii Herald. Intrând pe site-ul www.editoraherald.ro, cărțile din seria de autor Ellen Watts le găsiți cu o reducere substanțială în această perioadă a campaniei. De asemenea, cum vă spuneam și în edițiile precedente, lăsându-ne un gând, un comentariu, o întrebare la aceste materiale realizate alături de invitații noștri, cel mai apreciat, cel mai frumos, cel mai interesant comentariu va fi premiat cu o carte la alegere din seria de autor Ellen Watts. Astăzi vom vorbi alături de Nona Rapotan, editor coordonator Book Hub, despre o carte frumoasă. Prima carte scrisă de Ellen Watts, este vorba despre Înțelepciunea Nesiguranței și aș vrea să începem discuția noastră pornind chiar de la titlul acestei cărți, Înțelepciunea Nesiguranței. Ce a vrut de fapt Ellen Watts să spună prin intermediul acestei cărți și mai ales cu acest titlu? Bună dimineața, am să zic bună ziua, dar cred că e încă dimineață. Da, eu în primul rând să spun pe ceva despre campanie. E o campanie binevenită, mai ales în perioada asta de după izolare, pentru că hai să fim serioși, ne-a luat pe toți prin surprindere perioada asta și ar fi trebuit să fie o perioadă foarte bună pentru reflexii și pentru redimensionarea tuturor valorilor după care ne ghidăm, ceea ce Ellen Watts încurajează în permanență, dar din păcate nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că dacă ne uităm acum la ce se întâmplă după ce am ieșit din izolare, vedem o serie de crize care se acutizează și refulează în spațiu public, pe care pare că nu le mai gestionăm cum trebuie și din care pare că ieșim din ce în ce mai epuizați. Revenind la titlu, într-adevăr este prima lui carte scrisă și într-adevăr este și prima mea carte citită acum mulți ani, acum 4 sau 5 ani, mie mi se par mulți ani ăștia, pentru că tot timpul am tot acumulat lecturi. Și e o carte la fel de actuală și acum. Dacă ne uităm și ne aducem aminte care sunt studiile lui Watts, deci el a plecat cu master cu studiile teologice și le-a combinat cu iat studiile lui foarte solide pe înțelepciunea orientală, speculând filozofiile orientale, deci filozofia indiană și chineză. Și în înțelepciunea nesiguranței, accentul, așa cum spuneam și în recenzia pe care am scris-o acum în 2015, dacă nu mă înșel, centrul trebuie să cadă pe nesiguranță, dar nesiguranța văzută în sensul ăsta asiatic, da? Ca fiind ceva bun. Dar pentru noi nesiguranța este o sursă de crize, o sursă de angoase, o sursă de frici. De anxietate. Da, da. Și în schimb nesiguranța trebuie privită exact cum spune și Watts, ca o sursă de cunoaștere, deci ca o sursă de înțelepciune. Atunci când ești foarte sigur pe tine și atunci când ești foarte convins că ceea ce știi, ceea ce cunoști este și perfect valabil și poți să vinzi, în sensul cu ghilimele, poți să vinzi și celuilalt, deci poți să-l convinzi și pe celălalt de ceea ce știi, în momentul ăla blochezi cunoașterea și blochezi comunicarea. Este exact ceea ce se întâmplă acum, da? Deci din prea multă siguranță de sine și din prea multă convingere blocăm dialogul. Watts pleacă de la refundamentarea cunoașterii, punând acolo nesiguranța, doamne, sunt nesigur, în momentul în care sunt nesigur, înseamnă că mai am șansă la cunoaștere. Și pentru mulți ar părea o sursă și de superficialitate, dar el o combate foarte frumos, pentru că are și, chiar am răspoi dimineață cartea, are capitolul cu moralitatea, dedicat moralității la minunatul moment, o să și citesc un fragment scurt, în care el se întoarce la acel sistem de valori și pe care ne ghidăm toți, dar
binele, frumosul, adevărul și toate valorile astea universale și care sunt perene, deci nu sunt datate istoric, ne întoarcem la ele și le, cum se cheamă, le refolosim sau le revalorizăm din perspectiva actuală. Deci e și un soi de pragmatism aici pe care ar trebui să ne folosim în sensul ăsta al înțelepciunii, pentru că WhatsApp a fost un tip foarte pragmatic și de asta este și destul de controversat în mediile academice, pentru că el toate studiile și toate cunoștințele pe care le-a asimilat de-a lungul vieții a vrut să le dea un sens practic. Bă, ok, eu citesc, studiez, călătoresc foarte mult, iau contact cu foarte mulți oameni, dar la ce folosește sau ce fac cu tot ceea ce aflu din tot parcursul ăsta al cunoașterii. Și în felul ăsta el aduce discuția la ceea ce făceau și indienii și chinezii acum multe mii de ani. Ne va folosi nu neapărat pentru aici și acum, ci pentru viața de dincolo. Dar ne pregătim. E o pregătire, e o deschidere de care trebuie să ne folosim în permanență. Și până una alta e un fel de a trăi foarte frumos. Deci o căutăm armonia prin cultivarea acestei nesiguranțe. De fapt, noi căutăm armonia. Armonia cu mine însă, în primul rând, dar și armonia cu tot ceea ce ne înconjoară. Ne raportăm în permanență dintr-un alt unghi. Ca și cum ne-am imaginat cunoașterea ca proces, deci cunoașterea ca ceva foarte abstract, o punem în centru și noi ne învârtim în jurul acestei cunoașteri dintr-un schimbând unghiul de abordare și în felul ăsta contribuim la cunoașterea asta în final într-un tot, așa. Deci, putem să-i dăm orice formă geometrică care ne place, putem să-i o dăm cunoașterii. Revenind la înțelepciunea nesiguranței, deci eu aș pune accentul pe nesiguranță, dar în sensul ăsta pozitiv, în sensul bun al cunoașterii, pentru că atunci când sunt foarte sigur, deja greșesc. Și, cum spuneam, ne uităm un pic în jur și vedem. Ziceam că moralitatea creativă începe așa, apropo de arta de a convinge. Dacă moralitatea reprezintă arta de a convinge, este clar că regulile sau mai degrabă tehnicile sunt o componentă a ei. Iar acest lucru se întâmplă fiindcă multe dintre problemele unei comunități sunt de ordin tehnic. Distribuirea bogăției și a populației, gestionarea judicioasă a resurselor naturale, organizarea vieții de familie, îngrijirea celor bolnavi sau cu handicap și adaptarea armonioasă a diferențelor individuale. E pur și simplu, sunt toate aspecte ale unei vieți foarte pragmatice, foarte, e un practician, dar e, nu ignoră nimic din ceea ce există în societate la ora actuală și el a scris cărțile astea în anii 60-70, da? Gândiți-vă că au trecut 40 de ani de atunci și încă sunt valabile, încă este foarte citit, încă este foarte cultivat, tocmai pentru că este această nesiguranță, da, la mijloc. În anii aceia au fost, hai să zicem, putem să-i spunem, caracterizăm ca fiind anii furioși, deși e un alt gen de furie. Au fost ani de deschidere maximă în care societatea americană și nu doar americană, societatea europeană venea de după o serie de prejudecăți foarte, care au închilozat foarte mult spațiu social și care au generat foarte multe angoase și nu știau cum să scape de ele, nu știau cum să le rezolve. Și atunci au încercat tot felul de căi de cunoaștere și una dintre ele a fost să revalorizeze aceste filozofii asiatice, filozofii foarte vechi, care au miezul ăsta pragmatic foarte bine pus la punct și care pune omul în centru și nu divinitatea neapărat, în centru oricărui demers științific, oricărui demers de cunoaștere. Poate, religia poate să fie și de meștințific, dar e altă discuție. Deci, WhatsApp e valabil, perfect valabil și insist,
pun accentul pe nesiguranță și de aici și înțelepciunea. Deci întâi nesiguranța și după aceea înțelepciunea. Înțelepciunea vine la urmă. S-ar putea să nu atingem, s-ar putea să nu fim la sfârșitul vieții neapărat înțelepți, dar măcar știm că am căutat miezul tuturor lucrurilor. Iarăși, ce putem învăța din înțelepciunea nesiguranței și este un lucru pe care îl resimt foarte acut în zilele de după pandemie, toleranța. Am început să fim din ce în ce mai, mă așteptam să fim mai toleranți, dar uite că viața ne demonstrează că nu. Dacă ne uităm la toate crizele astea de după și de dinainte de pandemie, dar și după pandemie, vedem că, de fapt, suntem din ce în ce mai puțin predispuși să fim toleranți, suntem din ce în ce mai puțin deschiși la cunoașterea celuilalt, ne claustrăm în propriul nostru orizont și de aici nesiguranța asta e înlocuită cu o siguranță foarte dură și foarte anchilozantă și care blochează foarte mult dialogul ăsta. Și, din păcate, mi-aduc aminte că am citit cartea primele pagini, nu înțelegeam nimic. Eu am venit și pe filiere filozofică pură și mă gândeam, nu îmi dădeam seama de unde să-l apuc, pentru că eu puneam accentul pe înțelepciune în sensul ăla clasic, în sensul studiezi, o iei, care e principiul de bază, cum te orientezi, cum îl pui în practică. Și după aceea mi-am dat seama că de fapt trebuia să plec pe nesiguranță și să intru pe nisipuri mișcătoare, dar în sensul ăla bun. Deci intru pe nisipuri mișcătoare și încep să simt, încep să cunosc, încep să-mi pun la bătaie toate simțurile, încep să văd în stânga, în dreapta, încep să mă orientez. Dacă aș fi pus accentul pe înțelepciune și dacă mergeam în continuare pe filiera asta, nu terminam cartea. Cartea se citește foarte ușor, pe de altă parte se citește și se poate citi și, cum să zic, deschis la marele flux, să zic, la capitolul marele flux și să încep de acolo cartea, deci nu e obligatoriu să încep dintr-un anumit punct. E o structură de eseuri, da? Deci are o sumă de eseuri pe care poți citi independent. Poți să insiști pe un anumit eseu. De exemplu, după prefață, este primul eseu, este epoca anxietății. Anxietatea, un cuvânt foarte des folosit la ora actuală. Dacă atunci Watts vorbea de epoca anxietății, acum cred că dacă ar trăi, cred că ar spune că suntem în post-anxietate, nici nu știu cum, sau anxietate exacerbată. E un cuvânt foarte des folosit și regăsit în studiile de specialitate din toate marile universități din lume, pentru că anxietatea, într-adevăr, a devenit o problemă la ora actuală. Suntem din ce în ce mai mult anxioși, deci nu fricoși, suntem anxioși deja, adică e o frică exacerbată, o frică cultivată intens și pe care o lăsăm moștenire celor care vin după noi, din păcate. Și mă gândesc că dacă Watts acum ar trăi în epoca asta, hai să zic, a postumanismului sau așa se spune că deja am fi în postumanism, cred că anxietatea asta ar trebui redefinită, pentru că clar, așa cum vedea el atunci, ținea de cu toți alți parametri, de felul cum ne raportăm la divinitate, în primul rând, și la seturile noastre de credințe, pe când astăzi anxietatea are alte surse, din punctul meu de vedere, dar aici este altă, putem să vorbim cu altă ocazie despre asta. Iarăși, un capitol foarte drag mie mi-a fost și care mi-a plăcut foarte mult, este transformarea vieții și moralitatea creativă, cel despre care am pomenit. Cu transformarea vieții e o problemă. El aici lansează doar niște discuții pe care le va fructifica după aceea în alte cărți. Mi-aduc aminte că a scris pentru Buhab o colegă de-a mea despre devină ceea ce ești și care este o continuare sau putem să o considerăm o continuare de acestei cărți, pentru că la el toate cărțile de altfel se leagă. El nu este printre puținii scriitori, printre puținii gânditori și, hai să zicem, filozofi, care nu se contrazice. Deci la el nu putem să spunem că există o etapă de tinerețe, cum e la Platon, da? O etapă de tinerețe, dialogurile de tinerețe, de bătrânețe și, mă rog, cele de maturitate, cele de mijloc, care fac trecerea. El este foarte constant. Pe el îl interesează căutarea, îl interesează
cunoașterea și cultivarea acestei nesiguranțe. Și asta o va face în toate cărțile care urmează de, după înțelepciunea nesiguranței și o face la modul profund. Da? Deci ia de aici câte o temă și după aceea o dezvoltă într-o carte ulterioară și spuneam despre Devină ceea ce ești, că Andreea scrisă, e o cronică scrisă de Andreea Iulia Toma, colega mea, care ea nu citește de obicei cărți de genul ăsta și ții minte că spunea atunci că a impresionat-o foarte mult felul cum a valorizat metaforile și vorbele de duh și, mă rog, pildele diferitelor culturi și cum le-a întors și l-a interpretat din perspectivă contemporană. Este ceea ce putem face și, pentru că și aici găsim foarte multe vorbe, foarte multe pilde strecurate foarte atent, nu insistă pe ele, doar le aduce, le strecoară în text și după aceea merge mai departe. Dar ție îți rămân acolo în minte și știi că după aceea o să cauți ceva despre ele, pentru că așa am făcut și eu, printre altele. Și revenind la transformarea vieții, de ce e foarte interesant, că eu chiar am, țin minte că atunci chiar am și scos un citat, are un citat foarte interesant apropo, trebuie să repetăm, memoria, gândirea, limbajul și logica sunt ingrediente esențiale ale vieții umane, ceea ce rămâne perfect valabil și astăzi nu se poate contesta, deci nu avem cum să contestăm partea asta. Ele reprezintă jumătate din sănătatea mentală, ceea ce aici este un punct foarte important. Pentru că, da, jumătate din sănătatea mentală ține de noi și de structura noastră interioară. Este datul ăsta pe care, care ne naștem, genetic, da? Doar că o persoană sau o societate care este doar pe jumătate sănătoasă mental este, de fapt, nebun. Deci concluzia, da? Adică, cu alte cuvinte, trebuie să avem grijă ce adăugăm la această jumătate sănătoasă a noastră. Cum ne raportăm la tot ceea ce se întâmplă în spațiul social, pentru că suntem ființe sociale, trăim într-un spațiu social, în diferite spații culturale, la ora actuală schimbăm foarte multe spații culturale de-a lungul vieții, trebuie să ne adaptăm în permanență la seturi noi de valori și de norme culturale. Globalizarea, din păcate, și eu spun că din păcate mi-asum, din păcate, tinde să aplatizeze diferențele astea de normă culturală și nu e tocmai un lucru bun, dar faptul că suntem călătorii mai mult și faptul că putem să luăm contact mai mult cu și mai des și să fim în contact cu diferite culturi e un avantaj, dar în același timp este și o sursă, apropo de anxietate, este și o sursă de anxietate și de frustrări, pentru că la un moment dat nu mai faci față. Deci dacă te expui foarte mult la, și astăzi să zic ești în Patagonia, mâine ești, vrei să afli ceva despre cultura japoneză sau mai știu ce, despre mongoli sau mai știu cine, la un moment dat te aglomerezi și nu mai faci față. Și aici, de asta, jumătatea asta socială trebuie să fie un pic pusă în ordine și să dăm voie să fim mai profunzi, să insistăm mai mult pe ceea ce pe un anumit tip de cunoaștere ca să putem înțelege, că dacă nu mai ajungem la partea asta de înțelepciune. Apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme, îmi cer scuze până îți formulez următoarea idee. Am spicuit așa puțin din ceea ce ai pomenit tu puțin mai devreme apropo de anxietate. Faptul că până la urmă stările acestea de anxietate sunt premizele depresiei, e și considerată boala secolului, da? Foarte multă lume suferă de depresie. Și apropo de libertatea de a călători, cred că avem un soi de, sau trăim în aceste vremuri, un soi de înstrăinare, de alienare față de noi. Deși avem această libertate pe care, nu știu, să spunem că nu aveam în urmă cu 30, 40, 50 de ani, dar acum omul, din păcate, s-a înstrăinat cumva de esența sa umană și, bineînțeles, implicit și de esența divină. Și parafrazându-l cumva, apropo de citate pe Alan Watts, îmi place momentul în care el spune la un moment dat că cel care se va agita într-un ocean
încercând cumva să se salveze, mai abitir se va scufunda. Iar cel care va încerca să plutească deasupra apei va reuși să nu se nece și el face cumva o trimitere, apropo de ce spuneai tu puțin mai devreme, de multe povețe și de multe pilde din diverse tradiții spirituale. Normal, făcea referire și la Sfintele Scripturi, în care spune că cel care va încerca să-și salveze sufletul, îl va pierde. Exact. Cu eschatologia intrăm în altă poveste, pe asta ar trebui să discutăm foarte mult. Dar apropo de anxietate și de depresie, într-adevăr, sunt demonoamiezii, pomenit în Sfintele Scripturi de mai multe ori, este într-adevăr un pericol foarte mare. De ce? Pentru că ne prevalăm de dreptul de a călători și de a cunoaște prin intermediul acestor călătorii fizice. Dar uităm că, de fapt, singura constantă care este comună a tuturor acestor călătorii suntem noi, propriul nostru eu. Eu pe mine mă port, mă călătoresc pe mine dintr-un loc într-altul, cu un anumit scop. Vreau să cunosc și cunoașterea asta trebuie să-mi folosească mie. Și eu trebuie să-mi adaug, nu pot să adaug și să-mi lărgesc cunoașterea dacă n-am un set de valori constant. Da? Și dacă nu mă raportez și dacă nu duc acest bine, da? Deci eu vreau să fac binele, da? Nu vreau să fac rău. Bun. În momentul în care intru în contact cu celălalt și în momentul în care îmi lărgesc cunoașterea, trebuie să am grijă ca acest bine să rămână constant. Ceea ce uităm foarte des. Pentru că la ora actuală, dacă ne uităm, abandonăm foarte. Evident că e foarte greu, ce e foarte lucrul ăsta, da? Să fii constant în ceea ce faci și să rămâi acolo, miezul ăla să fie, miezul ăla bun să fie acolo tot timpul. Și tindem să abandonăm, tindem să devenim oportuniști și să ne lăsăm și să, apropo de ce ziceai tu cu valurile și cu lupta cu valurile, da, în momentul în care intri în luptă, devii reactiv, nu-ți mai dai atenție ție, din contră, devii foarte impulsiv și valorile astea personale sunt acoperite de valuri. Pur și simplu nu mai iese nimic la suprafață. De asta nu notă oricine. De asta nu e notător foarte bun oricine. Și notul rămâne pentru mine unul, apropo că ducem discuția în altă parte, rămâne unul dintre sporturile foarte și solitar, dar și foarte, foarte plin de înțelepciune. Înveți foarte multe când te lupți cu apa. Da, e Alan Watts e valorizant și apropo de ce ziceai tu cu anxietatea, merge și el aici un alt capitol despre a fi conștient. Conștientizarea vieții, a experienței, așa cum decurge ea în prezent, fără nicio judecată sau idee preconcepută. E atât de greu să faci lucrul ăsta și să ajungi la ideea asta, să renunți la prejudecăți și la ideile astea preconcepute. Dacă gândim pragmatic și legăm tot de cunoaștere și de călătorii, da, în momentul în care mă duc în China, să zic, apropo că mă bate fiica mea la cap că vrea în China și am zis că trebuie să ne pregătim intens pentru astfel de călătorie, fascinează, da, e un univers fascinant, dar să recunoaștem că foarte mulți dintre noi mergem acolo cu o grămadă de prejudecăți. Și noi ne blocăm din start cunoașterea adevărată, punând la lucru aceste prejudecăți. Noi avem o serie de așteptări atunci când ajungem acolo, pe care le vrem confirmate, evident că suntem egoiști și da, ego-ul trebuie să se manifeste oricând. Și în felul ăsta nu ajungem sub nicio formă la înțelepciunea de care pomenește Watts. Pentru că, de fapt, noi suntem foarte siguri pe noi. Deci noi, în loc să cultivăm această nesiguranță și să-i dăm voie să se manifeste și să devină creativă, creatoare, sursă de creativitate, noi ne ducem foarte sigur pe noi, încercăm să-i convingem și pe ceilalți că adevărul nostru e ăla suprem și ăla foarte bun și deci lipsa în final a înțelepciunii adevărate. E o carte care se citește foarte ușor cu condiția pe care am spus-o la început, să încercăm să punem accentul pe ce trebuie, adică pe nesiguranță, nu pe înțelepciune. Adică nu se aștepte lumea acum să găsească
studiu din ala foarte scorțos și foarte greoi și foarte anchilozant, da, cum sunt mai toate studiile astea academice, deși în ultimul timp au început și ele să fie mai permisive din punct de vedere al stilisticii, ci găsim o serie de reflexii personale care pun în evidență și studiile lui și preocupările lui, uite că omul este totuși doctor în teologie, un doctorat pe care nu l-a luat la întâmplare și în anii aia chiar nu se lua ușor un doctorat, și, dar filtrează foarte mult această cunoaștere și o face accesibilă, ceea ce nu e la îndemâna oricui, și o face fără să trivializeze. Asta este punctul forte al lui Watts, nu trivializează, nu bagatelizează cunoașterea sub nicio formă, pentru că, în mod normal, dacă sunt o gamă de cărți acum la ora actuală, colecțiile de psihologie practică sau mai rog, care chiar au tenta asta de a trivializa, de a bagateliza procesul cunoașterii, ceea ce nu, să fim serioși, nu folosește nimeni. Nu, Watts se ferește de lucrul ăsta. El ne dă, conform proverbului japonez, ne dă undița și ne învață să pescuim. Dar nu ne dă peștele. Peștele îl căutăm noi și depinde de noi dacă știm să folosim undița respectivă sau nu. Dar eu zic că putem învăța. Oricine poate învăța să folosească un instrument, inclusiv al cunoașterii. Dragii noștri, a fost alături de noi Nona Rapotan, editor coordonator Book Hub. Am vorbit despre o carte minunată, Alan Watts, Înțelepciunea nesiguranței. La rubrica Cărți deschise, pentru minți deschise, nu uitați de campania Alan Watts și Înțelepciunea nesiguranței. Intrând pe site-ul editurii Herald, www.editura-herald.ro, cărțile din seria de autor Alan Watts le găsiți cu o reducere substanțială și, așa cum v-am spus la începutul intervenției noastre, la începutul materialului, nu uitați să ne lăsați un gând, un comentariu sau o întrebare legată de cărțile lui Alan Watts și de sistemul lui de gândire filozofic. Cel mai interesant comentariu va fi recompensat, premiat cu o carte la alegere din seria de autor Alan Watts. Mulțumesc foarte mult, Nona Rapotan. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută la cărțile lui Alan Watts. La revedere! E faină, la revedere!